Printre miliardele de oameni care populează această planetă, este imposibil să nu fii remarcat atunci când înălțimea ta trece de 2 metri. Asta îți permite să te înalți deasupra tuturor, dar există și avantaje și dezavantaje. Există povești în cărțile religioase despre oameni uriași a căror înălțimea ajunge la 30 de coate, un cot egal cu 0,6 metri. În acest episod vă voi povesti despre oameni care sunt foarte diferiți de o persoană obișnuită prin înălțimea lor. Vom vorbi despre adevărații giganți. Vă prezentăm 15 oameni giganți care sunt înscriși oficial în cartea recordurilor Guinness și mulți dintre ei trăiesc acum printre noi. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Morteza Mehraad. Morteza este un atlet paralimpic iranian care concurează la volei pe așezată. Este cel mai înalt atlet din istoria paralimpică. S-a născut pe 17 septembrie 1987 în orașul Chalouz, provincia Mazandaran. Este cea mai înaltă persoană din Iran și cel mai înalt sportiv paralimpic din istorie. Înălțimea sa anormală este cauzată de boala acromegalie, care determină producția excesivă de hormon de creștere în glanda pituitară a creierului. Când avea 15 ani, a fost implicat într-un accident de bicicletă și a suferit o fractură pelviană gravă. Acest lucru a cauzat oprirea creșterii piciorului drept, astfel încât acesta este acum cu 15 cm mai scurt decât piciorul stâng. La vârsta de 16 ani, avea deja o înălțime de aproximativ 210 cm, iar antrenorul principal al echipei naționale iraniene l-a observat în 2011, după ce a urmărit un program de televiziune care prezenta persoane neobișnuite cu dizabilități. S-a dus imediat și a vorbit cu el, iar apoi l-a convins să joace volei pe șezută. După o scurtă perioadă de antrenament, Morteza s-a calificat pentru echipa națională iraniană. El a fost jucător de rezervă pentru echipa masculină de volei paralimpic a Iranului la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro din 2016 și a fost cel mai bun marcator al echipei cu 28 de puncte în meciul final. Pentru țara sa, Iran, Morteza a câștigat o medalie de aur la Jocurile Paralimpice din 2016 și apoi a câștigat alte două medalii de aur la Mingea de Aur ca cel mai bun jucător din lume în 2022. Rumeysa Gelge. Rumeysa s-a născut în ianuarie 1997 și este în prezent cea mai înaltă femeie din lume. Ea a fost educată acasă toată viața și în 2014 a fost declarată cea mai înaltă adolescentă din lume. Iar 7 ani mai târziu, în 2021, a fost declarată cea mai înaltă femeie și a ajuns în cartea recordurilor Guinness. Până să împlinească 25 de ani, ea deține de asemenea o serie de alte recorduri, inclusiv cele mai lungi degete ale celor mai mari mâini și cel mai lung spate printre femei. Înălțimea ei anormală este rezultatul unei afecțiuni numite sindromul Weaver. Aceasta este o afecțiune incredibil de rară care implică producția rapidă de hormon de creștere. Această afecțiune apare de obicei mai des la bărbați decât la femei. Rumeysa folosește un scaun cu rotile pentru a se deplasa. Poate merge, dar numai pentru perioade scurte de timp și numai cu ajutorul unui cărucior, iar pentru a sta jos are nevoie de un scaun special echipat. Potrivit acesteia, în ciuda tuturor dificultăților cu care se confruntă din cauza înălțimii sale, ea este recunoscătoare a Totputernicului pentru ceea ce este. Și toată faima ei vrea să o folosească pentru a informa oamenii despre cei care suferă de aceeași boală ca și ea. În noiembrie 2022, Gelge a putut să zboare cu avionul pentru prima dată în viață, datorită eforturilor companiei Turkish Airlines. Pentru ca ea să se simtă confortabil călătorind de la Istanbul la San Francisco într-unul dintre avioanele lor, au trebuit să înlăture 6 rânduri de scaune și apoi să înlocuiască scaunele cu suporturi speciale. Și totul a fost făcut doar pentru ea. San Mingming. San Mingming este un jucător profesionist chinez de basket. El este unul dintre cei mai înalți jucători profesioniști de basket din lume. Înălțimea sa este de 236 de cm, iar greutatea este de 168 de kg. San s-a născut în China, în comitatul Bayan, provincia Hanjian. San are un frate și o soră. A început să joace basket la vârsta de 15 ani, când înălțimea sa a ajuns la 2 metri. La începutul anului 2005, San a plecat să caute o echipă în Statele Unite, unde s-a antrenat pentru NBA. În vara anului 2005, a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală în apropierea glandei pituitare.
deoarece nu avea nicio asigurare și nici bani suficienți pentru a plăti facturile, dar avea nevoie de $100,000, agentul său sportiv Charles Businsignor a inițiat o campanie pentru a găsi fondurile necesare pentru tratament. În cele din urmă, la 26 septembrie 2005, tumoarea a fost înlăturată cu succes și el a putut reveni la o viață sportivă completă. După operație, San a jucat în ligile inferioare ale baschetului american, apoi a jucat pentru scurt timp în Mexic pentru Fierzo Regi și în Japonia pentru Hamatsu Phoenix. S-a întors în China în 2009, unde a petrecut ceva timp în orașul său natal, înainte de a se alătura echipei Beijing Ducks, cu care a câștigat titlul de campion al Chinei la baschet în 2012. San a apărut de mai multe ori la televiziune și în filme, jucând în filmul Rush Hour 3 cu Jackie Chan și Chris Tucker. De asemenea, el a fost prototipul filmului Anatomia unui uriaș, care a apărut pe canalul Discovery Health Channel. La 11 martie 2007, San a ajuns în cartea recordurilor Guinness ca fiind cea mai înaltă persoană din lume cu o înălțime de peste 213 cm. San este căsătorit cu o femeie care de asemenea este enorm de înaltă, de aproximativ 210 cm, iar împreună sunt recunoscuți ca fiind cei mai înalți oameni căsătoriți. Siddiqua Parveen. Siddiqua s-a născut în 1985 în India. În prezent figurează în cartea recordurilor Guinness ca fiind cea mai înaltă femeie. Ea este de asemenea cea mai înaltă femeie indiană din istorie. Înălțimea ei este de 234 de centimetri. Siddiqua a devenit cunoscută în 2012 când un canal local indian a relatat despre femeia uriașă. Siddiqua suferă de gigantism cauzat de o tumoare hipofizară invazivă uriașă. Din cauza înălțimii sale și a problemelor de sănătate care au rezultat, ea a fost țintuită în casă și complet neajutorată timp de 15 ani, pe când în cele din urmă a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Acesta a fost primul pas către recuperarea sa. Pe lângă tumoare, avea și o fractură la coloana vertebrală care o împiedica să meargă corect și drept. Medicii cred că dacă afecțiunea ei ar fi fost diagnosticată acum 10 ani și i s-ar fi acordat asistență medicală, probabil că astăzi ar fi complet sănătoasă. Igor Vovkovinski. Igor Vovkovinski este un actor american de origine ucraineană. S-a născut pe 18 septembrie 1982 în orașul Bar, Ucraina. Este cunoscut pentru înălțimea sa de 234,5 cm și figurează în cartea recordurilor Guinness. În 1989 a emigrat în Statele Unite împreună cu mama și fratele său mai mare, în orașul Rochester, Minnesota. Acolo au reușit să strângă fonduri pentru operația și tratamentul de care Igor avea nevoie la acel moment. La acea vreme, el a ajuns la o înălțime de 182 de cm și cântărea peste 90 de kg. Faima mondială a ajuns la Igor după ce a adus-o pe scenă pe Zlata Ognevici, participanta la Eurovision 2013. În 2010 a fost recunoscut drept cea mai înaltă persoană din SUA, iar după ce a câștigat popularitate, a fost cel mai mare susținător al lui Barack Obama în timpul campaniei sale electorale din 2012. A murit în 2021, după ce a fost spitalizat din cauza unei probleme cardiace, la vârsta de 38 de ani. Ekaterina Lisina. Ekaterina este un model rus și fostă basketbalistă. În prezent figurează în cartea recordurilor Guinness ca fiind cel mai înalt model profesionist, cu o înălțime de aproape 206 cm. Cu toate acestea, acesta nu este singurul record mondial stabilit de ea. Ea deține de asemenea titlul de femeie cu cele mai lungi picioare, 133 de cm. Ambele sale recorduri sunt incluse în cartea recordurilor Guinness în 2018. Ea a fost de asemenea recunoscută oficial ca femeia cu cea mai mare talpă printre femei din Rusia. Iar ca jucătoare profesionistă de basket, Ekaterina a făcut parte din echipa națională a Rusiei la campionatul mondial din 2006 și a fost medaliată cu argint. Ekaterina s-a născut în Rusia și la 35 de ani ea cântărește aproape 110 kg. În afară de modeling, ea lucrează și la cosplayer și a portretizat-o pe Lady Dimitriev, antagonista în Resident Evil Village. Ea este de asemenea foarte populară pe social media. În noiembrie 2022, numărul urmăritorilor ei pe social media a depășit pragul de 10 milioane, iar numărul de like-uri este de peste 117 milioane. Ea este adeptă a hinduismului și acum a devenit vegetariană. Fenomenul înălțimii sale neobișnuită poate fi atribuit geneticii familiei, unde ea este departe de a fi singura cu o statură atât de înaltă.
Sultan Kusan. Sultan s-a născut pe 10 decembrie 1982 în Mardin, Turcia. El este în prezent un fermier de origine curdă. El este considerat în prezent cea mai înaltă persoană din lume conform cărții Guinness. Înălțimea sa este de 251 de centimetri, iar lungimea picioarelor lui Sultan ajung la 36 de centimetri. Statura sa înaltă se datorează unei tumori hipofizare. În prezent, el se poate deplasa doar în cârjă. Sultan locuiește cu părinții săi, ambii de înălțime normală. Din cauza înălțimii sale, Sultan nu a putut termina liceul și a fost nevoit să lucreze ca fermier. Printre avantajele înălțimii sale mari, Sultan însuși notează posibilitatea de a lucra cu copaci înalți în grădină, de a schimba becuri și de a face cu ușurință alte treburi casnice la înălțime. Dintre dezavantaje este găsirea hainelor de mărimea necesară. El are nevoie de pantaloni cu o lungime de 153 de cm și de îmbrăcăminte cu lungime a mânicii de 93 de cm. În plus, are nevoie de cizme mărimea 62, în care adesea nu poate urca nici măcar într-o mașină de mărime medie. Din 2010, el face radioterapie la Facultatea de Medicină a Universității din Virginia, care îi monitorizează și nivelul de hormoni. Deja în 2011, medicii au reușit să normalizeze activitatea hormonală a glandei pituitare. Și în martie 2012 a fost confirmat faptul că tratamentul a avut succes și creșterea constantă a lui Sultan a reușit în cele din urmă să se oprească. Pe 28 octombrie 2013 s-a căsătorit cu Mervi Dibo, care abia îi atingea cotul. Din păcate, cuplul a divorțat în 2021. Niall Fingleton. Niall este un celebru actor britanic și fost jucător de basket. A fost cel mai înalt om din Marea Britanie și Europa. Înălțimea acestui om uriaș era de 2,32 m. El s-a născut în decembrie 1980 în Durham, Anglia. Niall se numără printre cei mai înalți 25 de bărbați din lume. Acest titlu a fost confirmat de cartea Guinness în vara anului 2007. În 1997, când avea 16 ani, s-a mutat din Durham în Worcester, Massachusetts și a început să urmeze cursurile Liceului Central Catolic, absolvind în anul 2000. În ceea ce privește basketul, antrenorul lui Niall la acea vreme era J.P. Riccardi, care a devenit ulterior manager general al echipei de basket Toronto Blue Jays. Atunci, Niall a ajutat echipa de basket să câștige titlul de campion. Ca atlet, a avut o carieră sportivă excelentă, jucând pentru diverse echipe de basket, dar nu a uitat visul de a juca în filme. Din cauza vârstei și a numeroaselor accidentări, el a părăsit basketul profesionist și a decis să intre în showbiz și în industria cinematografică. Ca actor, după încheierea carierei sale sportive, a apărut în filmul 47 Ronin cu Keanu Reeves în rolul principal. L-a interpretat pe uriașul din serialul Game of Thrones. De asemenea, a apărut în Jupiter Ascending și Doctor Who. Niall a murit pe 25 februarie 2017 la vârsta de 36 de ani, acasă, în Gilesgate. Cauza decesului, conform rapoartelor mass media britanice, a fost insuficiența cardiacă. Yao Difen. Yao s-a născut într-o familie de fermieri săraci din China. La naștere cântărea 2,8 kg, dar până la vârsta de 3 ani mânca deja de 3 ori mai mult decât copiii de vârsta ei. La vârsta de 11 ani avea deja aproximativ 188 cm înălțime, iar la vârsta de 15 ani avea deja 210 cm înălțime. Povestea acestei femei uriașe a început să se răspândească rapid după ce a mers la medic la vârsta de 15 ani. Medicii au diagnosticat corect boala, dar au decis să nu o trateze deoarece familia ei nu avea 4.000 de yuan pentru operație. După aceea, multe companii au încercat să facă din ea un star sportiv, dar aceste planuri au fost abandonate pentru că Yao era prea slăbită. În jurul anului 2002, un spital din provincia Guangdong i-a îndepărtat tumoarea, iar creșterea ei s-a oprit. În 2009, rețeaua de televiziune prin cablu TLC i-a dedicat o întreagă emisiune nocturnă. Yao a murit pe 13 noiembrie 2012 la vârsta de 40 de ani, din cauza unei boli nespecificate. La acea vreme locuia cu mama sa într-o casă mică. Pe atunci, înălțimea ei era de 233 de cm și greutatea de aproape 200 de kg. Oliver Richard. Oliver este considerat unul dintre cei mai înalți culturiști.
Și în ciuda faptului că mulți oameni spun că este dificil pentru bărbații înalți să-și crească mușchii, Oliver a dovedit prin exemplul său că totul este posibil dacă ai dorință. Oliver a intrat în cartea recordurilor ca cel mai înalt culturist profesionist în 2011, iar înălțimea sa este de 218 cm. Dieta zilnică a lui Oliver este de 7000 de kilocalorii. Mănâncă de cel puțin 7 ori pe zi. El recunoaște că progresul este foarte dificil pentru dânsul, dar este mai bine să faci pași mici înainte decât să stai pe loc sau să te duci la fund. Este demn de remarcat faptul că Oliver a suferit de o boală numită pectus extravantum. Oasele lui au crescut în așa fel încât i-au strâns inima și din această cauză mușchiul inimii sale era de 20 de ori mai mic decât ar fi trebuit să fie. Așa că a trebuit să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea mai multor coaste. Când a început să facă sport, dorea doar să adauge masă musculară, iar visul său era să devină un actor celebru, ceea ce de altfel i-a reușit deja parțial. Din 2018, bărbatul este oficial actor. Până în acest moment, el a reușit deja să joace în serialul TV Gangs of London și filmul popular Black Widow. Robert Waldo. Robert s-a născut în 1940 în Michigan. El este cea mai înaltă persoană înregistrată din istorie. El a suferit de tumoare hipofizară și acromegalie, astfel încât înălțimea sa a continuat să crească pe tot parcursul vieții sale scurte. Când a murit, avea 272 de cm înălțime și o masă corporală de 199 de kg. Până la vârsta de 4 ani, Robert a avut o înălțime și o greutate normală pentru vârsta lui. Cu toate acestea, din acel moment, a început să crească rapid și să atragă atenția tuturor. La vârsta de 8 ani avea o înălțime de 188 de cm, iar la vârsta de 9 ani își putea căra tatăl pe scări. La vârsta de 10 ani avea o înălțime de 198 de cm și o greutate corporală de 100 de kg. La 18 ani avea deja 254 de cm înălțime și 177 de kg și purta mărimea de pantofi 37 AA, adică 49 de cm. În acest timp, Robert, care devenise deja o celebritate americană, își făcea pantofii gratuit. În același timp, tânărul gigant a mers la școală, a terminat-o și la vârsta de 18 ani a mers la universitate pentru a studia dreptul. În același an, a călătorit prin Statele Unite cu circul, iar din 1938 a participat constant la diverse turnee, apariții publice, atrăgând pretutindeni atenția mulțimii. Oamenii îl numeau un gigant amabil. Cu toate acestea, în timp, sănătatea lui Robert s-a deteriorat. Din cauza creșterii sale rapide, avea sensibilitate limitată la nivelul picioarelor. Apoi a început să aibă nevoie de cârje. La 4 iulie 1940, în timpul unui discurs de Ziua Independenței, o cârjă i-a rănit piciorul lui Robert, provocând o infecție. Medicii au încercat să salveze viața celebrului american cu ajutorul transfuziei de sânge și al intervenției chirurgicale. Cu toate acestea, pe 15 iulie, cel mai înalt om din lume a murit. La înmormântarea sa au venit 40.000 de americani. Sicriul avea o masă de o jumătate de tonă și a fost cărat de 12 persoane. Mormântul a fost atent betonat la cererea familiei. Iar în 1986, o statuie în mărime naturală a lui Robert a fost ridicată în fața Muzeului de Istorie și Artă din Elton. André the Giant. André René Rusimov este mai cunoscut sub numele de ring André the Giant. A fost un wrestler profesionist francez și un actor celebru. Rusimov avea o înălțime de peste 220 de cm, care era rezultatul gigantismului cauzat de excesul de hormon de creștere. Din această cauză, fanii îl numeau a opta minune a lumii. De-a lungul anilor 70 și începutul anilor 80, s-a bucurat de un succes uriaș ca favorit al fanilor. În timpul boom-ului wrestling-ului din anii 80, a fost asociat cu managerul Bobby Heenan, în timp ce era inamicul demonstrativ al lui Hulk Hogan de la WWF. Au fost pe afiș la WrestleMania 3 în 1987, iar în 1988 l-a învins pe Hogan în primul episod al emisiunii The Main Event și a câștigat titlul mondial WWF pentru categoria grea. Și a încercat norocul și în actorie, apărând în diverse filme și la televiziune. A apărut în filme precum The Princess Bride, Zorro, The Greatest American Hero și Conan the Destroyer cu Arnold Schwarzenegger. În 1974 a fost inclus în cartea recordurilor Guinness ca fiind cel mai bine plătit wrestler din istorie, cu un salariu anual de aproximativ 400.000 de dolari. A murit la vârsta de 46 de ani din cauza unei insuficiențe cardiace în timp ce dormea într-un hotel din Paris.
a lăsat drept moștenire întreaga sa avere singurei sale fiice, Robin Christensen, și în ciuda mărimii sale și a carierei sale de luptător, a fost un om excepțional de bun și foarte generos. Sandy Elaney. Sandy este o americană care a fost inclusă în cartea recordurilor Guinness ca fiind cea mai înaltă femeie din lume. S-a născut în Chicago în iunie 1955, iar înălțimea ei era de aproape 238 de centimetri. În 1976, Sandy și-a publicat Memoirul, aruncând o umbră uriașă. În același an, ea a fost recunoscută de Guinness World Records drept cea mai înaltă femeie din lume. Odată ce s-a scris despre ea în cartea recordurilor Guinness, a început să fie invitată în emisiunile lor cei mai faimoși prezentatori TV, de la Oprah Winfrey la Howard Stern. Pentru a opri creșterea, în 1977, Sandy a mers la o clinică pentru ajutor. I s-a înlăturat o tumoare dipofizară și creșterea ei s-a oprit. În 1975, Federico Fellini i-a făcut o ofertă de a juca în filmul său Casanova. Ea a acceptat această ofertă. Cu toate acestea, efectele gigantismului, o boală de care suferea Sandy, au dus la afectarea funcției hipofizare, atrofierea mușchilor picioarelor, afectarea circulației sângelui și diabet și, ca urmare, o stare generală de rău. Era nevoită să se deplaseze într-un scaun cu rotile. Ultimii ani din viață i-a petrecut într-o casă pentru bătrâni, unde alături de ea locuia Edna Parker, în vârstă de 115 ani, care a fost recunoscută de Guinness World Records drept cea mai bătrână femeie din lume. Sandy a murit pe 13 august 2008 într-un azil de bătrâni din Shelbyville, Indiana. Shaquille O'Neal. Shaquille este adesea cunoscut ca Shaq. Este un fost jucător de basket american care în prezent este analist sportiv pentru programul de televiziune Inside NBA. Shaq este considerat unul dintre cei mai buni jucători de basket din istoria basketului. El are o înălțime de aproximativ 216 cm și cântărește 147 kg. În timpul carierei sale de 19 ani în NBA, a jucat pentru 6 echipe și a devenit de 4 ori campion NBA. Shaq s-a născut în 1973 în New Jersey. Tatăl său, Joey Toney, a jucat și el basket în liceu, dar a ajuns la închisoare pentru droguri când Shaq era doar un copil. Shaq provenea dintr-o familie de oameni înalți. Tatăl său avea aproximativ 2 metri înălțime, iar mama sa nu era nici ea în urmă, având o înălțime de 2 metri. Iar când băiatul avea 13 ani, înălțimea lui ajunsese la 212 cm. A început să joace basket la liceul Robert George Cole, la vârsta de 16 ani, și și-a ajutat echipa să câștige campionatul de stat. Datorită stilului său de aruncare, fanii au început să-l compare cu legendarul Kareem Abdul-Jabbar. În plus, Shaq a purtat același număr ca Abdul-Jabbar. Cariera profesională a început în 1993 când a fost recrutat de Orlando Magic. Și după două decenii de suișuri și coborâșuri, Shaq a anunțat în cele din urmă sfârșitul carierei sale de jucător în iunie 2011, din cauza mai multor accidentări. Shaq nu a excelat doar în basket, ci și-a încercat norocul și în cinematografie. El a jucat în multe filme și seriale TV, cum ar fi Off to School, Shaq Live și Grown Ups 2. Zainab Bibi. Zainab Bibi e din Pakistan. Înălțimea ei era de 218 cm și, ca urmare, a câștigat titlul de cea mai înaltă femeie și a ajuns în cartea recordurilor Guinness în 2004. Suferea de diabet, hipertensiune arterială și osteoporoză, iar timp de mulți ani a folosit tratamente pentru afecțiuni renale. A decedat în 2018 la vârsta de 46 de ani. Potrivit rudelor sale, înălțimea ei a început să crească rapid când avea 15 ani, iar când a împlinit 20 de ani avea 218 cm înălțime. Ea a fost remarcată după ce gazda emisiunii TV, Tariq Aziz, a invitat-o în emisiunea sa în 1998. Imediat după aceea, ea a devenit foarte faimoasă și după ce a ajuns în cartea recordurilor Guinness ca fiind cea mai înaltă femeie, a început să fie invitată în multe țări. Ea a vizitat 5 țări, inclusiv Franța, Germania și Marea Britanie. Cu toate acestea, odată, într-un interviu acordat unui canal privat de știri, Zainab Bibi a mărturisit despre situația sa financiară teribilă și că abia reușește să ajungă la sfârșitul lunii. Din cauza bolii sale, ea a rămas necăsătorită până la moartea sa. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!